M-am ridicat în această dimineață în fața dumneavoastră cu o puternică strângere de inimă și cu o frământare serioasă în ființa mea, generată de o mare obligație pe care o am înaintea lui Dumnezeu. Și obligația aceasta este să fiu fidel textului din Scriptură. Adică să nu predic ceea ce nu spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă dumneavoastră v-ar plăcea să auziți. Și să predic ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă dumneavoastră nu v-ar plăcea să auziți. Și în această dimineață, în câteva minute, îmi asum riscul acesta, frați și surori, să predic ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, chiar dacă dumneavoastră nu o să vă placă. Și mă rog Domnului, să ne binecuvinteze să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. La ceea ce cuvântul acesta spune aici și scris în Biblie. Suntem într-o vreme în care ne apropiem de câteva texte din Evanghelii ca să vedem ce zice Domnul Iisus Hristos despre Sine. Ce vrea să ne învețe despre Sine. Am auzit în duminicile trecute despre faptul că Domnul zice despre sine că este Mesia. Și noi de el aveam nevoie, nu de Mesia aveam nevoie, de un mântuitor. Sau ne-a spus el că el a venit în lumea aceasta și lucrează. Și în slavă lui Dumnezeu că noi toți suntem în obiectivul lucrării lui și pentru noi a venit el să lucreze. Numai că în această dimineață, printre altele, Cuvântul lui Dumnezeu spune despre Domnul Isus Hristos că El ne cunoaște. Și versetul 42 spune așa: Știu că nu aveți în voi. Deci, mei, nu știu dacă vă impresionează cu ceva faptul că în această dimineață, sau în fiecare zi, stăm înaintea acestui fiu de Dumnezeu coborât din cer sau înaintea lui Dumnezeu care ne cunoaște. E serioasă treaba asta, frații mei. Domnul Iisus Hristos ne știe trecutul nostru. Ieri, alaltă ieri, în tinerețea noastră, când a venit Natanel la Domnul Iisus Hristos, a zis, te-am văzut înainte să te cheme Filip, când erai sub smochin, era istorie la el. Sau ne știe viitorul nostru de după masa asta, de mâine, de poimâine? mâine. Știe ce atitudine vom lua înaintea Lui în zilele următoare, în săptămânile următoare. Și a spus lui Petru, Domnul Iisus Hristos, în noaptea aceasta. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. N-a vrut să creadă Petru lucrul acesta. Și a uitat că stă în fața unuia care știe ce se va întâmpla după masă sau la noapte sau mâine sau nu știu la atunci bătrânețe. Dar dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu știe doar trecut sau viitor. Domnul Iisus Hristos ne cunoaște pe dinăuntru. Și în această dimineață, dragii mei, ce-ar ce -ar fi să ne punem întrebarea asta? Oare ce vede Domnul când se uită înăuntru acum? În inimă. El se uită și știe ce avem în inima noastră, ce gânduri avem în mintea noastră. Noi am venit în această dimineață aici, așa cum venim de obicei, că e duminică dimineața sau duminică după masă, fără să ne gândim că stăm înaintea cuiva care ne citește pe dinăuntru. Se gândea Simon Fariseul când Domnul era în casa lui, dacă ar fi ăsta proroc. Și bietul de el, nu știa care în casa lui pe cineva care îl cunoaște pe dinăuntru știe ce are înăuntru. Sau când Domnul Iisus Hristos a făcut o minune și a iertat păcatele ologului aceluia, oamenii ziceau în mintea lui omul ăsta hulește. Și a zis Domnul: De ce aveți pe dinăuntru gânduri rele? Nu? Dacă s-ar opri în această dimineață Domnul la fiecare dintre noi, astăzi aici, oare ce ne-ar spune că avem înăuntru și n-ar trebui să avem? Făți mei, dar ce spun acum este doar introducere, pentru că, dragii mei, Domnul nu știe doar ce avem și n-ar trebui să avem. Domnul Iisus Hristos când se uită și ne deschide așa ca pe o carte, Domnul știe și ce nu avem și ar trebui să avem. M-ați înțeles? Se uită la fiecare dintre noi și știe ce nu avem și ar trebui să avem. Frații mei, oamenii aceștia care stăteau în fața Domnului Iisus Hristos, farisei, cărturari, iudei de toate culorile, erau niște oameni care credeau ei, aveau ei impresia înaintea lui Dumnezeu că au ceva înăuntru și Domnul zice, vă înșelați, n-aveți. Și vreau să predic în această dimineață, dragii mei, despre lucruri pe care nu le avem, deși ni se pare că le avem. Frații mei, repet: lucruri pe care nu le avem, deși ni se pare că le avem. Și, frații mei, cu această impresie despre noi, despre ce ni se pare că avem înăuntru nostru și nu avem. Și Domnul cunoaște că nu avem. Cu această impresie ne vom duce poate până la adânci bătrânețe și vom pleca de aici înșelându-ne că ne ducem în împărăția lui Dumnezeu. Lucruri pe care nu le avem, deși mi se pare că le avem. Primul dintre ele, dragii mei, pe care vreau să îl menționez în această dimineață este credința spirituală. Ascultați, zicea Domnul Iisus Hristos așa, Cuvântul lui nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Adică nu aveți credință. Frații mei, vreau să vă spun că în lumea aceasta, fiecare om are credință. Crede ceva. Chiar și ateul crede că nu există Dumnezeu. Asta e credința lui. Alții cred că Biblia asta e o simplă carte, o carte de istorie sau o carte religioasă. N-are nicio treabă cu Dumnezeu cartea ca asta. Alții cred că Dumnezeu este pentru oamenii fără școală care trăiesc în îngustimea lor pe pământul acesta și își bănuiesc că deasupra noastră stă o forță care se numește Dumnezeu. Pentru că este atâtea lucruri pe care nu le cunoaștem și nu avem putere de control. E Dumnezeu care controlează, dar Dumnezeu e pentru ei. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să avem o credință biblică. Sau cum se spunea mai înainte, credința dată Sfinților o dată pentru totdeauna. Și zicea Domnul Isus Hristos aici, voi nu aveți. Vi se pare că o aveți. Ce înseamnă, dragii mei, să avem credință? Poate zicem, frate, noi o avem că venim de atâta vreme la biserică. Am moștenit-o de la părinții noștri care au tot penticostali. Sau tot creștini. Ce înseamnă să avem credință, frații mei? Ce înseamnă credință? Credința înseamnă, printre altele, să acceptăm că El, Isus, este ceea ce zice El că este. Știți ce zice în textul ăsta: că este El. Frații mei, Trimisul lui Dumnezeu. Tatăl m-a trimis. E important să credem că El este trimisul lui Dumnezeu în această lume, frații mei. E important sau nu e important? Dumneavoastră, credeți asta? Nu așteptam la răspunsul acesta. Dar știți, zice Biblia, El la înfățișare a fost găsit ca un om. Așa ca noi. Și atunci, dacă asta e înfățișarea, e ca un om, ce mă ajută să cred că El e trimisul lui Dumnezeu, că din cer a venit de la Dumnezeu în lumea noastră? Dacă atunci când mă uit la El e ca om, ce mă ajută să cred? Fății mei, El este un trimis acreditat de Dumnezeu. Dovedit de Dumnezeu. Zicea Domnul Iisus Hristos aici, a venit Ioan și a mărturisit pentru adevăr. Dar hai să nu luăm mărturia asta, zicea Domnul, că mărturia mea nu că vine de la om. Dar Ioan e cineva la care voi mai țineți. Dar despre mine a mărturisit Tatăl din ceruri. Și vă aduceți aminte când atunci la Iordan a zis Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. E importantă mărturia Tatălui. Bine, dar voi n-ați auzit-o, zicea Domnul Iisus Hristos. Nici pe El nu l-ați văzut. Dar mai este o altă mărturie. E mărturia a ce scrie în Biblie. Tocmai scripturile pe care voi le studiați vorbesc despre mine. Și dincolo de mărturia scripturilor este mărturia lucrărilor. Uite ce lucrări fac eu printre voi. Și vă întreb, a făcut Domnul Iisus Hristos lucrări? Haideți să trec despre fa de, de faza asta pentru că n-am nicio îndoială că dumneavoastră credeți că Iisus este trimisul lui Dumnezeu. Le frații mei, spuneam că e ceva ce nu avem și avem impresia că avem. Credință nu înseamnă doar să accepți această afirmație dovedită de Tatăl, dovedită de Scripturi, dovedită de lucrările Domnului Iisus Hristos. Credință înseamnă și altceva. Și aici avem o problemă. Credință înseamnă să te dai pe mâna Domnului Iisus Hristos sau lui Dumnezeu. Să te abandonezi. Dacă te duci într-un bar, nu vă duceți în bar nu vă duceți. Dar dacă te-ai duce și te așeza lângă unul care e aproape biat, i-ai dat așa un ghiunt și ai zice, auzi, tu crezi în Domnul Iisus Hristos. Știți că v-ar spune că el crede în Domnul Iisus Hristos? Pe jumătate biat. Știți asta? Dar vă întreb, e destulă credința asta pe care o mărturisește că el crede în Iisus Hristos? Frății mei, Credința nu-i doar atât. Credința e să te dai pe mâna Domnului. Și întrebarea mea în această dimineață este dacă noi credincioși ăștia care zicem că avem credință, ne-am dat pe mâna Domnului. Știți ce înseamnă să te dai pe mâna Domnului? Înseamnă să-L lași să înceapă în viața ta. De acolo de unde vrea eu să înceapă. Noi am zice, Doamne, începe cu boala asta care mă chinuie așa de tare. Și vinde cu. Doamne, începe cu necazul care mă macină în familie și rezolvă-l. Uitați-vă dumneavoastră câte bilete vin aici în față să-i rugăm pentru ai dumneavoastră care nu spocăiți sau pentru cunoștințe, sau pentru prieteni, sau pentru colegi, că, bolnavi, că cu cancer și scrieți ceva de genul acesta, Domnul Dumnezeu să vindece trupul și să mântuiască sufletul. Slavă Domnului! Să facă Domnul așa. Dacă când te dai pe mâna Lui, înseamnă să accepti să înceapă de unde vrea El să înceapă. Și vă spun de unde vrea El să înceapă. Știți de unde vrea să înceapă El? El întotdeauna începe cu păcatul nostru. De acolo începe. Noi avem alte priorități. Am vrea să înceapă din altă parte. Dar, dragii mei, dacă vrei să-l forțezi să înceapă de unde vrei tu, înseamnă că încă nu te-ai dat pe mâna lui. S-au dus oamenii aceia cu slăbănogul la Domnul Iisus Hristos. L-au lăsat prin acoperiș în fața lui. Casa era plină. Și prin gestul lor au zis ceva de, celul, de felul acesta. Învățătorule, începe de aici, de la boala lui. De la neputința lui. Domnul s-a uitat de la el și a zis, Fiule, păcatele îți sunt iertate. De aici încep. De la păcate. Nu de la boală, de la păcate încep. Când te dai pe mâna lui, trebuie să accepți să înceapă de la păcate. Frații mei, degeaba ne tot entuziasmăm noi că venim și ne rugăm Domnului să vindece. Să vindece, că Domnul poate să vindece. Slavă Domnului că poate să vindece. Dar lăsați-l să înceapă de unde vrea El să înceapă. Să înceapă de la păcate. Copilașilor, dacă vreunul dintre voi a păcătuit, ce trebuie să facă? Să se dea pe mâna Lui. Pentru că El este mijlocitorul între noi și Dumnezeu să se dea pe mâna Lui că El este Cel care ne iartă de păcatele noastre. Frații mei, de acolo începe Domnul, de la păcatele noastre. Când Saul din Tars, care avea o impresie grozavă despre sine și nu pot să contest că nu ar fi adevărat ce spune el, că era un om religios, după felul în care el ține legea lui Dumnezeu, zice neprihănit în mintea lui și poate între ceilalți din, din comunitatea în care trăia. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, știți de unde a început Domnul? De la păcatele lui. Și a zis, Saule, tu ești un prigonitor. Tu mă prigonești pe mine. De acolo începe. Nu spuneți niciunul la mine. Pentru că știu, dragii mei, că alt gen de predică ne place. Dar, dragii mei, noi nu avem credință spirituală, nu pentru că n-am crede că Dumnezeu există sau că Domnul Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, e trimisul lui Dumnezeu, pentru că nu avem tăria să ne dăm pe mâna Lui, să înceapă de unde vrea El să înceapă, adică de la păcatele noastre. Dar a te da pe mâna Lui nu înseamnă doar să lași să înceapă de unde vrea să înceapă. Să lași să facă schimbările pe care vrea să le facă. Care dintre dumneavoastră de aici nu aveți nevoie de schimbări? Spirituale mă refer. Nu că să mai schimbați câte ceva prin casă. Să vă noiți mobila sau perdere la, la geamul. Nu, nu asta. Care nu aveți nevoie de schimbare spirituală, de noire spirituală? Care sunteți așa ca lumina soarelui și străluciți în lumea asta cum soarele strălucește? Care, frații mei? A te da pe mâna lui înseamnă să zici, aici sunt la dispoziția ta. Fă ce vrei să faci cu mine, schimbă ce vrei tu. Sau ajută-mă să schimb ce zici tu că trebuie să schimb. Bun, da. Dar nu ne-ar fi greu să acceptăm să vine Domnul Iisus Hristos să ne spună să măturăm o grămadă de lucruri din viața noastră și chiar să le măturăm? Nu ne-ar fi greu. Nu ne-ar fi greu să vine Domnul Iisus Hristos să ne ceară, să ne schimbăm o grămadă de obiceiuri. Nu ne-ar fi greu, frații mei credința spirituală, credința adevărată, credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna, înseamnă să te dai pe mâna Lui, să se schimbe, să lași să facă schimbările, sau să dea putere să te schimbi. Ce ziceți, când a intrat, cum expresia Domnului Iisus Hristos, astăzi a intrat mântuirea în casa asta, zicea despre casa lui Zacheu. Zacheu a început să facă mutări așa, să facă schimbări. Frății mei, Jumătate din avuția mea o dau săracelor. Pe cei pe care i-am înșelat, mă duc să-i despăgubesc. De patru le dau mai mult. Nu? Extraordinare schimbări. Radicale, dramatice. Pentru că asta înseamnă să ai credință spirituală. Să înceapă să se facă schimbări. Noi, dragii mei, ne botezăm cu grămada, în virtutea unei tradiții și obiceiuri, unei educații religioase, fără să se facă schimbări de viață fără să se fi rezolvat problema păcatelor. Și intrăm cu ele grămadă în apă și ieșim cu ele grămadă din apă. Pentru că avem doar o credință pe care o spunem acolo, că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și ce dacă? Ce dacă? Nu? Credința pe care nu o avem și ni se pare că o avem este aceasta, de a te da pe mâna Domnului în totalitate, să înceapă de unde vrea El să înceapă. Să schimbe ce vrea El să schimbe. Și apoi să trăiești liniștit în fiecare zi, așteptând viitorul acela pe care El îl pregătește. Deci, mei, viața asta e tare complicată. Foarte complicată. Și foarte provocatoare pentru credința noastră. Ce facem atunci când viața asta ne provoacă? Avem liniștea pe care Domnul ar vrea să ne-o dăruiască, dragii mei. Când ucenicii erau pe mare și s-a strănit furtuna aceea puternică, spune Sfânta Scriptură, era noapte, a venit Domnul umblând pe ape, ei erau înspăimântați, Petru a zis, dacă ești tu, cheamă-mă să vin la tine, și a pornit, a început să se scufunde. Mă rog, avea spaimele lui. În loc să se uite la Domnul, s-a uitat la, la furtuna aceea. A intrat Domnul în corabie. Știți ce s-a întâmplat când a intrat Domnul în corabie? A stat furtuna și vântul și valurile s-au oprit. Pentru că ei s-au dat pe mâna Domnului. În momentele cruciale ale vieții, în momentele de spaimă ale existenței, dragii mei, s-au dat pe mâna Domnului. Sau, dragii mei, la un moment dat zice Petru către Domnul Iisus Hristos, învățătorule, noi am lăsat totul și te-am urmat, adică ne-am dat pe mâna ta. Ce răsplată vom avea acum dacă ne-am dat pe mâna ta? Ce frații mei, dacă v-ați dat pe mâna Domnului, ce așteptați de acum încolo? Crucea să nu vă gândiți că aveți de purtat în fiecare zi. Pentru numele Lui. Dacă chiar v-ați dat pe mâna Domnului. Dispreț și poate bagiocură. Sau ignorare uneori. Dacă nu dispreț și bagiocură pentru numele Lui. Veți avea. Dar dacă v-ați dat pe mâna Domnului. Credința înseamnă să privești spre un viitor glorios pe care numai Domnul poate să-l pregătească. De aceea a zis Pavel. Mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cu nuna, pentru că eu m-am dat pe mâna Domnului. Și a zis Domnul către Petru, care i-a care spus: Noi ne-am dat pe mâna ta. Ce răsplată vom avea? Ei, aici în lumea aceasta, frați, surori, case, holde, de 100 de ori. Prigoniri împreună cu el, adică cruce. Dar dincolo, viață veșnică, dacă te-ai dat pe mâna Domnului. Ceea ce nu avem și ni se pare că avem, este credința spirituală. În doilea rând, ceea ce nu avem și ni se pare că avem, este iubire spirituală. Spunea Domnul Iisus Hristos aici, în versetul 42, dar știu că voi n-aveți în voi dragoste pentru Dumnezeu. Frații mei, nu-i prea tare cuvântul ăsta când ni se spune nou, că dacă le s-ar spune lor, am zis, am zice, așa erau ei. Dar ei credeau că au dragoste pentru Dumnezeu, că sunt urmașii lui Avram. Au istorie. Și vine cineva care pretinde că îi trimis din cer de la Dumnezeu, stă în fața lor cu multă școală teologică și le spune, voi n-aveți dragoste pentru Dumnezeu în voi, dar noi zicem că avem Frății mei, nu există om în lumea aceasta care să nu iubească ceva. Nu există. Iubești soția, iubești soțul, iubești copiii, iubești casa, iubești poate mașina. Dacă niciuna din astea te iubești pe tine însuți, dar ceva iubești. Întrebarea este, dragii mei, avem iubire spirituală, adică iubire de Dumnezeu? Zicea Domnul, n aveți în voi așa ceva. Dacă ar fi să răspundeți la întrebarea asta pe o bucată de hârtie, sunt convins că fiecare zice am iubire de Dumnezeu. Și eu mă întreb pe mine, oare? Pe mine. Deci, dacă am avea iubire de Dumnezeu. Dumnezeu ar fi prioritatea vieții noastre. Dacă am avea iubire de Dumnezeu, Dumnezeu ar fi prioritatea vieții noastre, adică El cel din tâi. Și ori de câte ori am fi puși să alegem, și dragii mei, suntem puși să alegem frecvent în viața aceasta, între Dumnezeu și altul, așa zis Dumnezeu, întotdeauna din iubire l-am alege pe Dumnezeu. Asta au făcut tinerii în Babilon. Asta a făcut Daniel. Asta au făcut creștinii de-a lungul istoriei. L-au ales pe Dumnezeu și l-au ales pe Hristos. Au zis, liderii religioși din vremea apostolilor, au zis, nu mai predicați deloc numele ăsta. Uite, vă dăm drumul. Dar nu mai predicați numele ăsta. Și a zis, Petru, judecați voi singuri. Dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Că între voi și Dumnezeu, între autoritatea voastră și autoritatea lui, noi o alegem pe a lui Dumnezeu. Dacă am avea iubire de Dumnezeu, frații mei, Dumnezeu ar fi prioritatea vieții noastre. În al doilea rând, dacă am avea iubire pentru Dumnezeu, Dumnezeu ar fi căutarea vieții noastre. Spunem psalmul 27, psalmistul zice așa, inima îmi zice din partea ta. Să continu eu sau continuați noastră? Caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Știți care este, hai să găsesc cuvântul cel mai potrivit, care este preocuparea specială, căutarea specială a îndrăgostiților, știți? Hai că știți. Întâlnirea. Vrea să se întâlnească. Am dreptate tinerilor. Sau nu am? Îndrăgostiții nu pot sta separat. Sim nevoia să se întâlnească. Și își fixează o oră și zice, Laura, cu tare acolo, ne întâlnim. Sau își dau telefon și zic, poi mâine la ora cu tare, dar e prea mult până poi mâine, mâine dimineață. La, acolo ne întâlnim. Că e mult până poi mâine. Frații dacă suntem îndrăgostiți de Dumnezeu, nu credeți că această căutare a iubitului nostru pentru întâlnire trebuie să fie preocupare a vieții? Vă dați seama de ce zic că avem impresia că avem și nu avem? Vă dați, impresie, vă dați seama? Pentru că noi nu mai dorim întâlnirile cu El. Spuneți, Sfânta Scriptură, despre Daniel: Că atunci când Împăratul căruia îi slujea cu fidelitate, cu loialitate, când Presat a dat legea aceea 30 de zile, nimeni să nu se închine altui Dumnezeu decât Împăratului. Daniel s-a dus acasă și de trei ori pe zi și a fixat întâlnire cu Dumnezeu. De trei ori pe zi. Iubiții nu pot să stea fără să se întâlnească. Nu pot să trăiască fără să se întâlnească. Seara, dimineața și la miaz, zicea psalmistul, suspin și gem și el îmi va auzi glasul vreau întâlnire cu El. Iubirea de Dumnezeu, dragii mei, înseamnă că Dumnezeu este căutarea vieții noastre. Este prioritatea vieții noastre, dar este și trăirea vieții noastre. Și cu asta închei, dragii mei, în această dimineață mesajul. Pentru că, dragii mei, caracterul lui Dumnezeu se golește în legea asta lui Dumnezeu. Și spunea Apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 5, versetul 3, dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele. Vă întreb, sunt grele, frații mei? Sunt sau nu sunt? Știu că ce mulți ați vrea să ziceți, nu s grele, că așa zice Biblia, dar dacă nu ți grele, atunci de ce nu le păziți? Dacă e ușoare. Nu? ni se par extraordinar de grele. Că dacă nu ni s-ar părea grele, dragii mei, le-am avea aici în degetul meu și le-am împlinit fiecare zi. Mi se par grele, știți de ce? Pentru că nu iubire pentru Dumnezeu. Ceea ce face ca poruncile să fie ușoare este iubirea de Dumnezeu. Așa cum Iacov în Vechiul Testament șapte ani a slujit pentru Rahela că o iubea și s-au părut ca vreo câteva zile. Nu i s-a părut greu, că iubea. Mă rog, domnule să ne binecuvinteze. Frații mei, cel puțin astea, mai sunt și altele, dar timpul, timpul a trecut. Cel puțin astea. Lucruri pe care nu le avem înăuntru, deși ni se pare că le avem. Domnul să ne facă să le căutăm. Sunt aici în Biblie, dar să le căutăm aici în noi. Dacă nu avem credință spirituală, aceea care să ne ajute să ne dăm pe mâna Lui, să facă ce vrea El cu noi. Dacă nu avem iubire de Dumnezeu, care să ne ajute să fie el prioritate, să fie el căutare, să fie el trăire de fiecare zi. Domnul să o toarne în inimile noastre, să ne binecuvinteze. Amin. Aș vrea să rog